Gravity Falls a fost o serie memorabilă și chiar și azi se mai vorbește despre aceasta. Au existat în această serie o mulțime de personaje memorabile, iar azi vreau să vorbim despre acestea. Fac și clipuri despre Gravity Falls aici pe canal, deci bineînțeles că puteți să-l pe două butoane de like și de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Nicolae Gaming, care spune: hei, salut! Mă poți băga și pe mine minutul 13 prin episod? Thanks de comentariu, Nicolae, dar cum clipurile recente nu au de obicei mai mult de 4 minute, am să te pun aici, sper că ești mulțumit. Personajele din Gravity Falls au demonstrat de-a lungul timpului curajul pe care îl posedă. Aflăm așadar despre multe dintre ele, că au trecut prin numeroase lucruri de-a lungul timpului și, într-un fel, curajul lor vine din trecutul zbuciumat pe care l-au avut. Unul dintre cele mai curajoase personaje din Gravity Falls este Bill Cipher. Lui Bill nu era frică de nimic, în special datorită faptului că era o ființă care nu putea practic să fie înfrântă. Neștiind ce înseamnă frica, singurul moment în care îl vedem totuși că îi se face frică este finalul seriei, atunci când recunoaște faptul că există posibilitatea de a fi înfrânt. Wendy și-a arătat și-a curajul de-a lungul seriei. Învățând de la tatăl său, aceasta a reușit să treacă peste multe situații care erau într-adevăr complicate pentru ea. În episodul Society of the Blind Eye, Wendy îi spune lui Mabel adevărul despre ea, și anume că de fapt tot acest curaj îi venea de la stresul cu care trebuia să trăiască. În loc să fugă de probleme, ea le ataca cu toată furia și se observă acest lucru de-a lungul serii. Ford a dat și el de multe ori dovadă de curaj. Atunci când avea de-a face cu diverse situații, Ford le făcea față cu brio. Datorită curajului său, el a reușit să-și continue studiile și nu a renunțat la a afla mai multe despre lucrurile ciudate care aveau loc în Gravity Falls. Atunci când era presat de o anumită situație, el reușea să facă față cu brio situației respective. Își putea păstra calmul chiar și în momentele în care nu avea niciun fel de speranță. Setea lui Dipper pentru cunoaștere era foarte mare. Acesta, cu toate că știa că în unele situații nu prea putea face față, dorința sa de a afla mai multe o depășea pe cea de a se confrunta cu lucrurile ciudate din Gravity Falls. Îl vedem așadar pe acest personaj că dă iar și iar dovadă de un curaj foarte mare, reușind să treacă peste provocările care îi apăreau în cale. Bineînțeles, Stan a dat dovadă în finalul seriei de sacrificiul suprem, și anume că a început să facă tot ceea ce a putut pentru a-și ajuta familia. Stan s-a bătut cu zombii pentru a salva familia, iar dovada supremă de curaj pe care a dat-o acest personaj a fost în finalul seriei, atunci când a făcut sacrificiul suprem pentru Mabel și Dipper. Iar dacă vrei să vezi de ce a fost atât de wow acest sacrificiu suprem, bagă un tap aici chiar acum!